Tot drumul până la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, principalul suspect a păstrat tăcerea. De ce ți-ai omorât familia? Haide. Ce ai avut cu ei? Ce s-a întâmplat? Polițiștii l-au prins în mai puțin de 12 ore de la moartea celor trei persoane în urma unei acțiuni de amploare pe toată raza județului Constanța. S-a acționat în sistem integrat cu toate structurile MAI din județul Constanța, peste 500 de polițiști acționând în aceste ore de la sesizare până la depistarea bărbatului. Acum anchetatorii au de găsit răspunsuri la multe întrebări ce țin de modul în care a avut loc crima. Cadavrele au fost descoperite într-o casă de pe strada Șoseaua din Vi. Cele două, bătrână și tânărul, aveau pe corp multiple lovituri, semn că moartea a fost extrem de violentă. Moartea este violentă, nu știm exact succesiunea faptului, nu știm ce s-a întâmplat. Urmează că la autopsie să vedem exact despre ce este vorba. E violentă pentru că este urmă de sânge, mult sânge în casă. Inițial, oamenii legii au crezut că este vorba despre o dublă crimă urmată de o sinucidere, însă cu cât trecea timpul devenea mai clar că este implicată și o a patra persoană. Cele trei cadavre au fost găsite întinse pe podeaua din bucătăria de vară de către fratele vitregal agresorului care venise în vizită. Suspectul principal, tânărul de 21 de ani, abia ce a fost eliberat din penitenciar, unde a fost încarcerat pentru o infracțiune de tâlhărie. El și-ar fi ucis cu sânge rece bunica, mătușa și un văr din cauza banilor. Bătrânelor le venise pensia, iar acesta încerca să profite, mai ales că nu avea un loc de muncă. Situația însă a degenerat. N-o fi vrând bătrâna să-i deie bani? Cine poate să știe ce a fost la ei în casă? Vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate, iar unii recunosc că aveau frică de agresor. Spun despre el că se droga și avea probleme de comportament. Păi băiat, să știți, de când s-a liberat, de când așa a fost pus în libertate, de două ori l-am văzut, dar știți ce figură avea? De om turbat, mergea pe stradă, dar el și așa era și înainte de a fi condamnat, la fel era, că era bolnav mental. Nu ne spunea nimic, că eu nu vorbeam cu el niciodată. Păi era teamă de el? Păi ne-a fost teamă, ne-a dat foc la mașină, am avut probleme. Principalul suspect va fi audiat, iar în cursul zilei polițiștii vor stabili ce măsuri urmează a fi luate. În plus, el va fi evaluat și din punct de vedere psihologic, pentru a se stabili dacă la momentul crimei a avut discernământ sau nu. Dacă se dovedește că este vinovat, și-ar putea petrece tot restul vieții după gratii.